dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți! Părintele Pavel slujește la Biserica Sfântul Dumitru din anul 1990. A botezat mii de copii și a unit sute de cupluri în fața altarului. Este tată spiritual pentru enoriașii din parohie, dar și duhovnicul multor personalități de vază. Nu știm a petrece viața care este dar de la Dumnezeu, cu Dumnezeu, că dacă este darul Lui, cu El putem trăi, altfel existăm. Din anul 1992, când ne-am făcut noi cunoștință, vă zic că am avut posibilitate să vorbesc de sute, de mii de ori cu dânsul într-o comunicare, știți, așa, individuală, tainică. Este un om cu un har nemaipomenit de a lămuri toate procesele și de a înțelege ce înseamnă credința în Dumnezeu. A avut capacitatea de a organiza enoriașii, ctitorii, ca să pui mână cu mână, să facă un centru spiritual extraordinar. De mâinile Părintelui Pavel nu se lipește nimic, totul rămâne la biserică. Împreună cu o echipă de teologi, preotul Pavel Borșevski deschide în anul 1992 o școală duminicală. Elevii sunt organizați în 6 trepte, în funcție de vârsta acestora, sunt profesori calificați și prin aceasta, prin datorită școlii duminicale, creștinii știu de ce vin la biserică. Iar puțin mai târziu, lansează ziarul de spiritualitate creștină, Curierul Ortodox. 95, când ne-am deschis, era chiar un bestseller acest ziar, că era ceva, o curiozitate și o început. Atunci lucram primitiv, ne duceam noaptea pe la ora 1 la tipografia centrală, tăiam cu foarte, ca acolo fotografiile, pozele le puneam, le asamblam. Și pe urmă a venit că te duci cu stick-ul și te duci la internet și ai făcut toate. Mai bine de un deceniu, pe lângă Biserica Sfântul Dumitru, activează câteva ateliere de creație, inclusiv pentru copiii cu dizabilități. Fetele învață să coase, băieții să cioplească în lemn, iar cei mici sunt inițiați în pictură. Copiii cresc aici, fie că sunt pictori, designeri, lemnari foarte buni. Am meșteri deja, meșteri care lucrează și expun lucrările, se hrănesc pe asta. În zilele de duminică se cântă nu doar în biserică. Imediat după slujbă, pe teritoriul Sfântului Lăcaș, încep să se audă voci de clopoțel. Micii interpreți de muzică bizantină au lecții de cor.